Alarmă astăzi dimineață în localitatea dealul viei din Comuna Merei, local din ce au sunat la 112 pentru a anunța că un incendiu puternic mistuie o cultură de viță de vie de la marginea satului. Pompierii buzoieni au ajuns la fața locului cu două autospeciale. Inspectoratul pentru situații de urgență Buzău a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu de viță de vie în localitatea de viei Comuna Merei am acționat cu două auto speciale, cu apă și spumă pentru localizarea și limitarea incendiului. La sosire la fața locului, incendiul se manifesta cu violență pe o suprafață de aproximativ 3 hectare jumate. Numai puțin de două ore s-au luptat pompierii buzoini cu flăcările care au cuprins 3,5 hectare de vie. Proprietarul terenului este un bucureștean, însă de vie se ocupă un localnic. Încă nu se cunoaște valoarea exactă a pagubelor produse în urma incendiului. Știți că a fi cauza incendiului, tot? acum cu poliția cu martori stabilim urmează să stabilim din primele cercetări reiese că vinovată de producerea incendiului este o localnică. Chiar în apropierea viei arse, femeia ar fi făcut un foc unde a aruncat resturile de vegetație adunată din via sa. Focul a fost lăsat nesupravegheat câteva minute, timp în care câteva scântei au fost duse de vânt în via vecină. Polițiștii au început o anchetă pentru a afla cu exactitate cine se face vinovat de producerea acestui incendiu.